În curând, peste 2300 de medicamente nu se vor mai găsi pe rafturile farmaciilor. Peste jumătate dintre ele costă mai puțin de 25 de lei. Pacienții deja se plâng că le e greu să-și găsească pastilele care îi ajută să lupte cu bolile. De cealaltă parte, Ministerul Sănătății spune că va găsi o soluție. Nu avem aceste medicamente. Sunt cuvintele pe care le aud aproape toți românii care intră într-o farmacie. Pentru diabet nu găsesc, pentru tensiune anumite medicamente nu găsesc, nu mai vorbesc de cei cu cancer care, din păcate, aici la noi în țară sunt condamnați la moarte. V-a fost greu să găsiți anumite medicamente în farmacie? Pentru tensiune, dacă nu le amețesc. O să ne fie din ce în ce mai greu să găsim medicamente în farmacii. Producătorii estimează că în următoarea perioadă ar putea dispărea de pe piață peste 2300 de tratamente. Vorbim de pastile pe care le iau pacienții diagnosticați cu boli cardiovasculare, oncologice sau digestive. Producătorii de medicamente generice se plâng că nu mai pot acoperi taxa clawback. Ei cer eliminarea acesteia de anul viitor. Temerea noastră este că dacă în trimestrul 1 a ajuns la 20%, va ajunge la 30% la sfârșitul anului. Vă spun că este o situație absolut dramatică. Este ca un Titanic la care acum nu ne dăm seama, dar sunt dreaptă într-o direcție riscantă. CNAS susține că taxa clawback nu poate ajunge la 30%. Președintele instituției spunea în luna aprilie că va soluționa problema taxei în cel mult o lună, astfel încât pacienții să aibă acces la medicamente ieftine. Promisiunea nu a fost respectată, iar în fiecare zi dispar alte pastile, spun producătorii. Pacienții sunt afectați. Sunt molecule oncologice. În anul 2014, pe un anumit produs, erau 7 sau 8 producători. În momentul de față, doar unul singur mai aduce acest produs în România și acela cu discontinuitate. Ministrul Sănătății spune că lucrează la o strategie privind piața medicamentelor și dă asigurări că pacienții nu vor fi afectați. Ministerul Sănătății și Guvernul României au la dispoziție instrumente și mijloace legale pe care le vor folosi pentru a se asigura că accesul cetățenilor la medicamente ieftine și de calitate nu este periclitat, dau asigurări oficialii. Da, hai să ne lămurim puțin ce soluții sunt sau care este poziția atât dinspre producătorii de medicamente și mai ales ce anume vă interesează pe voi să aflați. Adrian Grecu, președintele Asociației Producătorilor de Medicamente Generice. Să le explicăm întâi ce înseamnă medicamente generice, pentru că în discuție o să tot apară termenul, ca să înțelegeți de unde vine problema și unde e soluția, dacă o putem intui. Vă rog, domnule Grecu. Bună ziua, în primul rând mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea pe care ne-o dați să explicăm puțin situația și contextul. Actual, un medicament generic este o copie a medicamentului original. În industria farmaceutică există producători care investesc în cercetare și dezvoltare. Pentru acea investiție îi primesc o exclusivitate undeva între 12 și 15 ani. Deci numai un singur producător poate să facă medicamentul respectiv în perioada de patent. După care poate fi copiat? După care orice companie farmaceutică de pe această planetă poate să copieze medicamentul respectiv. Și acela se numește medicament generic. El este făcut în acel... Pe care poate îl cumpărăm din farmacie atunci când mergem, că noi nu știm exact care e produsul original, atunci când ne doare, nu știu, avem o durere de cap, mergi și solicit o pastilă care să rezolve problema. Nu știu dacă e generic sau nu. Dacă ne interesează subiectul, putem întreba farmacista, cu siguranță va avea răspunsul. În situația actuală, avem o problemă, în primul rând, din perspectiva omului de rând, care spune de ce eu sunt victimă într-o chestiune care trebuie tranșată cum? Cum ați rezolvat problema? Da, e o îngrijorare justificată. Întâi ce aș vrea să spun este că medicamentul generic, având doar cea mai mare parte a costului său fiind costul de producție, reușește să vină la un preț mult mai accesibil față de medicamentul original. Deci, industria de medicamente generice mărește accesul, poți trata mai mulți pacienți sau efectiv poți să economisi sume de bani. Ce se întâmplă este că de 6 ani de zile investițiile în medicamente pe care le fac autoritățile române au rămas fixe. Nu s-au schimbat sub nicio formă. Vorbim de acel faimos 1,515 miliarde de lei pe trimestru pe care Ministerul Sănătății, Casa de Asigurări de Sănătate, le investește pentru medicamente. În toți acești ani, România a avut creștere economică. România are nevoie de medicamente. Deci nu am ajuns la un
plafon, să spunem, da, toate bolile au fost tratate, toți pacienții sunt pe medicația potrivită, deci nevoia încă este acolo. Dacă nevoia acolo, înseamnă că și bugetul acela ar trebui să crească proporțional cu creșterea economică, cu inflația și așa mai departe. E, acel buget nu s-a schimbat de atunci, iar între timp, acum 2 ani de zile, s-a reimplementat regula celui mai mic preț din cele 12 țări de referință. România fiind țara de referință, apropo de această chestiune, lucru care încurcă, de fapt, businessurile și producătorilor de medicamente sau acelor care se ocupă cumva în zona asta de business, pentru că dacă prețul e foarte jos, cum se întâmplă la noi cu reducerea de 35% care a dus la această criză, și să explicăm puțin de unde a venit reducerea asta, pentru că ea trebuia implementată de mult, dar știți foarte bine că e foarte complicat să ajungi într-o situație de criză dacă ești ministru al sănătății. Nu-ți vine să o faci. Cum am ajuns la reducerea asta de 35%? Întâi, asta este legislația din 2009, da, să avem cel mai mic, de la criză, da, pentru reducerea costurilor în sănătate, s-a introdus acea regulă cu cel mai mic preț din 12 țări de referință și s-a introdus taxa clawback. Apropo de asta, că ați avut mai devreme taxa pe cifra de afaceri, taxa clawback, puteți să o numiți taxă pe cifră de afaceri în industria farmaceutică. Exact. Industria farma și câștigat foarte bine. Eu încerc să văd părțile cumva... Am sentimentul că industria farma este una dintre cele mai bune industrie din România, în sensul în care se câștigă foarte mult bani, pentru că românilor le plac medicamentele, în mod surprinzător. Într-un fel sau altul. Este un subiect discutabil pentru că industria farmaceutică... Sunt convinsă că nu lucrați în pierdere, domnule Grepu. Nimeni nu lucrează în pierdere. Nu, per total nimeni nu poate să lucreze în pierdere pentru că atunci nu ar mai supraviețui, dar vedeți... Ar mai fi niște băieți deștepți care lucrează în pierdere, dar de fapt au altfel profitul, dar vedeți Institutul Cantacuzino, da, a lucrat în pierdere și a ajuns unde a ajuns. Dar asta e altă discuție. Nu poate lucra în pierdere per total, dar poate lucra în pierdere pe anumite medicamente, pentru că acesta este semnalul de alarmă pe care vrem să-l tragem. Taxa clawback, cu cât un medicament este mai ieftin, impactul taxei este mai mare asupra medicamentului. Și atunci, din taxa aceasta, la cum evoluează și cum credem noi că ar putea ajunge la 30%, domnul președinte al casei ne contrazice, ne-am bucurat să fie așa, acesta va duce la într-o situație nesustenabilă a medicamentelor foarte ieftine, pentru că aș vrea să aveți în vedere, taxa clawback se plătește pe prețul final de farmacie plătit de producător. Între prețul de producător și prețul de pacient mai sunt niște adaosuri. Producătorul plătește această taxă și pe aceste adaosuri. Deci și atunci impactul... mie mai convine, ca să înțeleagă cei de acasă de ce lipsesc medicamentele ieftine, nu le mai convine producătorilor de medicamente să aducă în România, spre exemplu, un medicament pe care eu îl foloseam. Vă dau un exemplu personal, care costa undeva la 6 lei și ceva. Și am mers la farmacie și am întrebat de el și nu se mai regăsește. Și am înțeles de ce, pentru că eram informat apropo de taxa clawback și reducerea cu 35%. Întrebarea este, nu se poate ajunge la un compromis? Pentru că știți care e problema? Nu neapărat că, să zicem, omul ar cumpăra un produs mai scump, ci că știți la fel de bine ca și mine că în anumite pastile, substanța originară este pe lângă ea, poate sunt și alte substanțe care pacienții reacționează diferit la anumite pastile, chiar dacă ele conțin de bază aceeași substanță activă. Da. Dar în momentul în care schimb medicația, s-ar putea să realizez că pacientul nu e în cea mai bună formă, nu reacționează cel mai bine. Pe omul îl interesează și partea financiară, dar și obișnuința sa cu un anume tip de medicament care îi face bine pe speța respectivă. Și aici e problema. Ce putem face? Da, este foarte adevărat. De aceea trebuie să existe mai multe alternative. De aceea trebuie să ne asigurăm că pe fiecare medicament nu există un singur producător sau un singur furnizor. Așa ar fi ideal, dar nu suntem în situația asta. Da, dar este posibil să facă lucrul ăsta, pentru că, din nou, aici ne referim la medicamentele foarte ieftine, cum spuneați. Medicamentele sub 25 de lei reprezintă cam 60% din medicamentele din România. Nu cred că merită o asemenea presiune pe producătorii cu medicamente cu prețuri mici, a clawback-ului care impactează, nu știu, 1 leu, 2 lei, 3 lei pe fiecare producător, dar pentru el în procesul de fabricație înseamnă un cost enorm în suma totală investită în medicamentul respectiv. Bun, gândiți-vă la ce ați discutat cu domnul Bodo, că bănuiesc că au avut loc discuții. Mergem rapid, pe telefon este Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale a Pacienților pentru Protecția Pacienților. Domnule Barbu, mulțumesc pentru prezență. Cum se resimte și ce soluție ați avea dumneavoastră? Pentru că, într-adevăr, pentru pacient, tocmai lipsa medicamentului mai ieftin din farmacii este cea care stârnește frustrare.
Da, este foarte adevărat. Ne confruntăm cu dispariții. Tot, de fiecare dată apar situații în care unele medicamente ieftine, dar nu numai, și în treapta următoare de preț dispar. Practic nu mai există alternativă pentru pacient și așa cum am auzit în studio, discutat mai devreme, unii dintre pacienți nu pot utiliza orice medicament. Sunt diverse forme, să spunem, de fabrică. Diverse forme în care este introdusă substanța activă și pentru unii dintre pacienți, într-adevăr, trebuie să găsească soluția oferită de medic. Sunt pacienți cu alergii, sunt pacienți cu diverse probleme legate de absorpția substanței active și atunci medicul este cel care trebuie să găsească soluții. Din păcate, nu se mai găsesc soluții, se aleg tot felul de forme de administrare a medicamentelor, de foarte multe ori inadecvate cazului și se fac compromisuri. Deci nu este corect să nu avem medicamente pentru că statul a avut în ultimii ani a avut grijă întotdeauna să meargă doar pe preț spre ieftinirea medicamentului, nu a mers pe asigurarea diversității și siguranței pieței de medicamente în România. Pentru că trebuie să asigurăm toată gama sortimentală, trebuie să asigurăm accesul pacienților la diversitatea de medicamente și diversitatea de prescrieri a tratamentului. Din păcate s-a mers, așa cum spuneam, pe politica de preț, s-a mers la modul populist chiar, iată, acum noi deja suspectăm acțiunile populiste ale guvernanților, pentru că deși se știa că ieftinirea prețurilor duce la exportul paralel sau ducerea la dispariția de pe piața medicamentului respectiv, pentru că producătorul nu mai poate să susțină acel preț pe piața noastră, guvernul de fiecare dată a mers la modul populist, a indus în eroare populația că vom ieftini medicamentele cu 20%, cu 35%. S-a mers cu astfel de mesaje populiste. În realitate, noi bănuim că cineva a avut niște interese, pentru că din toată această debandadă au câștigat unii. Cine? Distribuitorii de medicamente. Și au câștigat foarte mult. Noi urmărind cifrele de afaceri și profitul distribuitorilor de medicamente, constatăm acest fapt, această realitate. Mulțumesc, a fost Vasile Barbu. Nu avem timp, din păcate. Președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, mulțumesc pentru punctul de vedere și mi-ați intuit că a fost o măsură posibil cu anumit interes financiar care să favorizeze vreun distribuitor pe cineva din piața de farma, într-un fel sau altul? N-aș dori să speculez în sensul ăsta. Eu zic că România, având în vedere nivelul produsului interbrut pe cap de locuitor fiind cel mai mic, e normal să avem prețurile cele mai mici. Ceea ce ar fi mai important este ca produsele să găsească soluții ca medicamentele să rămână în țară. Motivul principal pentru care noi săptămâna trecută am luat o poziție este că nivelul de clawback actual și încotro se îndreaptă este nesustenabil pentru producătorii de generice. Noi considerăm că producătorii de medicamente generice din România nu ar trebui să plătească clawback. Un producător generic prin sine însăși ce face este reduce costul în sănătate, reduce costul de medicamentelor, se poate ajunge și la un preț de 10 ori mai mic decât medicamentul original. Asta înseamnă că poți să tratezi de 10 ori mai mulți pacienți. Deci ca filozofie ați fi utili. Din acest punct de vedere, mergând pe ideea că cineva vrea să ieftinească produsele ca lumea să aibă cât mai mult acces. Logica e bună, dar nu știu dacă cumva logica inițială a guvernanților a fost cea legată cu adevărat de partea de ieftinire. Dar aici nu o să știm prea curând. Mulțumesc tare mult! A fost Adrian Grecu, președintele Asociației Producătorilor de Medicamente Generice. Vă mai aștept la Perfect Imperfect. Poate avem totuși o modificare într-un